Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Tatiana Gherța, bine ați revenit la Moldova în direct. Candidatul înaintat de șeful statului pentru funcția de prim-ministru, Natalia Gavriliță, a venit astăzi în Parlament pentru a prezenta programul și echipa de guvernare. Concomitent, în sala de presă, liderul PSRM Igor Dodon a anunțat că înaintează un nou candidat, mizând pe susținerea celorlalți deputați. La scurt timp, o majoritate parlamentară a și fost creată, iar Mariana Durleșteanu, înaintată președintelui țării, pentru desemnare. Analizăm în această ediție tabloul ședinței plenare de astăzi cu jurnalistul și fostul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Ștefan Secăreanu. Bună seara, bine ați venit la Moldova în direct. Ian Lesnevski, politolog și director Interact Group. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Iar în legătură directă cu noi prin Skype este Dionis Cenușă, politolog. Bună seara, bine ați venit la Moldova în direct. Bună seara. Doamnelor, domnilor, ca de obicei, emisiunea noastră o puteți urmări și online pe trm.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, compania Teleradio Moldova. Domnilor, începem discuția de astăzi. De fapt, și subiectul principal este așa numita înscenare a încercării de a organiza alegeri parlamentare anticipate prin înaintarea candidaturii Natalia Gavriliță pentru funcția de prim-ministru de către șeful statului și, desigur, că aceasta miza era să nu obțină niciun vot. Asta s-a și întâmplat în plenul Parlamentului, deci s-a obținut ceea ce s-a dorit. Domnule Secăreanu. Nu știu dacă alegătorii au obținut ceea ce au dorit ei. Asta este problema. Este o situație mai rar întâlnită sau deloc întâlnită în Republica Moldova până acum. Nu știu dacă a mai existat un stat în care s-a mai întâmplat să se propună o candidatură formală pentru cu un anumit scop, numai nu cu scopul de a fi votat. E cam ciudată asemenea procedeu care a avut loc la noi. Eu cred că ar fi fost mai cu cale dacă s-ar fi dorit ca lucrurile să se încerce o soluționare a stării este de impas în care ne aflăm cu toții de atâta timp și inclusiv pe această stare de pandemie de care lumea de acum s-a săturat și caută pur și simplu soluții ca să-și ducă viața asta în condiții omenești, uite că nu s-a ajuns la o soluție. Jocul care se face cu premeditare în acest sens, eu cred că a adus de servicii, în primul rând, cetățenilor și nu știu dacă a adus cumva pe plan politic, nu știu dacă cei care au autorii acestor scenarii au câștigat ceva din toată treaba asta. Eu credeam că se va merge totuși pe ideea totuși constituirii a unui guvern în baza susținerei care a fost acordată de alegătorul acum 2 ani de zile în 2019. Atunci când majoritatea alegătorilor au votat pentru o majoritate parlamentară de orientare pro-europeană, democratică. Deci, cei care reprezintă azi Parlamentul și toată clasa politică în general, cei care dețin puterea, probabil ar fi trebuit să meargă de la acest considerent. Din păcate, nu s-a mers. S-a mers pe un joc. Nu știu dacă acest joc, spectacol, în scenariu, cum ați spus la început, va fi de bun augur sau dacă cei care cred că așa pot fi rezolvate lucrurile își vor atinge scopul. Eu sunt de altă părere. Acum, atunci când propui un prim-ministru sau o candidatură de prim-ministru în fruntea unui guvern, și intenționez să constitui un guvern, indiferent care este componența Parlamentului, că este ea democratică, că este compusă din oameni corupți, deputați care reprezintă anumite deci, grupuri dubioase și așa mai departe,
eu cred că trebuia să se încerce, atunci când propui un prim-ministru, să faci și îndemnul ca acest prim-ministru să fie susținut cu tot din adinsul. Să faci tot posibil ca acest prim-ministru să fie susținut. Dacă guvernul Gavriliță a venit și în Parlament azi, eu am spus că nu am candidatura, am salutat-o și am spus că ea trebuie să fie susținută. Dar pentru ca să fie susținută, președintele statului, imediat după ce l-a propus, trebuia să facă și îndemnul necesar ca acest prim-ministru să fie susținut. Din păcate, s-a mers pe ideea, noi propunem prim-ministru, dar vă rog să nu-l votați. Prima dată văd așa ceva. Atunci de ce s-a mai mers pe ideea, s-a insistat să ni se demonstreze cât de bun este acest guvern? Asta este un fel de înșelătorie a cetățeanului. Orice om, cel mai simplu cetățean al Republicii Moldova, care a mers și a votat, vede că ăsta este un joc făcut cu anumite scopuri. Este o chestie de falsificare. Ce se încearcă să se obțină prin aceste jocuri politice la care asistăm deja de mai mult timp, iar astăzi cred că cu adevărat am asistat la un spectacol. Domnule Lisnevski, de fapt președintele Maia Sandu spune că aceasta este unica soluție de declanșare a alegerilor parlamentare anticipate, de a înainta candidatul și a fi refuzat, deci a nu primi votul de încredere din partea deputaților de două ori. Ulterior sunt organizate anticipatele. Asta spune dumneavoastră, cum vedeți? De fapt, știți, acest absurd, de fapt, este rezultatul crizei politice și jocurilor care au fost începute cu mult înainte. De fapt, toată problema este, și am zis asta anterior, în promisiunile false a candidaților la funcția de președinte. Pentru că anume unii candidați au impus cetățenilor ca rezolvarea crizei politice, anume alegerile anticipate. Alegerile anticipate nu rezolvă criza politică. Pentru că chiar și în viitorul Parlament este posibilitatea că se treacă 3 partide, 4 partide, niciun partid nu va avea o majoritate de plină. De aceea va trebui iarăși să se negocieze. Politicienii noștri, din păcate, acest lucru până când nu pot să-l fac unii. De aceea în campania electorală prezidențială deja s-a știut că la acest absurd se va ajunge. De fapt, și despre acest lucru au vorbit foarte mulți. Doamna Maia Sandu a încercat să continue acest joc, a înaintat un candidat, mai mult ca atât un candidat destul nepregătit din punctul meu de vedere, pentru că în perioada de criză, în perioada de criză politică, pandemică, economică, trebuie să fie cu o echipă destul de puternică. O echipă care are un potențial cu adevărat să rezolve problemele a țării. Cu o echipă care are experiență. Da, noi putem acum să riscăm, să facem experimente diferite, dar putem să iarăși să ne întoarcem într-o criză din care nu vom putea să ieșim. De ce nici programul, care de fapt este un program electoral, nici abordarea înaintării a candidatului, pentru că doamna Maia Sandu a fost susținută de mai multe formațiuni politice. Putea să negocieze cu aceste formațiuni politice. Poate ei au un candidat mai bun. Poate ei au candidați la funcția de miniștri mai buni, cu experiență. Acest lucru nu s-a produs. Mai mult ca atât, este paradoxal, pentru că prima dată în istorie, un guvern a obținut 0 voturi. Nici partid, propriul partid, nu a susținut. Și aici foarte corect s-a vorbit. Pentru că erau două declarații diferite. Doamna Maia Sandu zice că să nu susținem acest guvern, că deputații să nu voteze pentru acest guvern. Doamna Gavriliță vine și zice că este o mare onoare. Onoare la ce? La un guvern butaforiu? De ce bine putem să presupunem că acest guvern este slab din cauza că niciun specialist profesional nu aș își permite să participe la acest scenariu, la acest joc? Și de ce probabil că s-au găsit, adică doar membrii de partid care bine s-au înaintat. Dar ar fi frumos față de cetățeni, ca să iasă cu o declarație cinstită. Dragi cetățeni, noi venim pentru că să nu ne voteze și să mergem la alegeri anticipate. Și iarăși, repet, alegerile anticipate nu vor rezolva criza politică care deja este practic de mai mulți ani chiar. Pentru că criza această politică noi putem să o rezolvăm doar prin cultură politică, posibilitatea de a aduce dialog,
Pentru că dacă se dorește cu adevărat o putere sau o schimbare, orice partid poate să vină la guvernare, să propună miniștri, să-l voteze, să insiste că să voteze cu adevărat, să fie votat și atunci să facă schimbări în țară. Dar dacă noi participăm permanent în campanie electorală, evident că niciodată nu vom ieși din această criză politică. Domnule Cernușă, cum vedeți dumneavoastră dacă această soluție a dat cu adevărat roade și a îndeplinit ceea ce și-a propus președintele Maia Sandu? Ceea ce vedem este cu siguranță o materializare a zicalei scopul, scuză, mijloacele. Evident că președintele Maia Sandu este conștientă de faptul că a propus un guvern pe care nu și-l dorea votat și tot ea înțelege că aceasta este unica soluție pe care ea și-o imaginează pentru a avea posibilitatea de a-și promova partidul său imediat după alegerile prezidențiale în care ea a câștigat. Deci vedem pe de o parte o necesitate sau o constrângere legată de soluțiile pe care le oferă Constituția, cadrul constituțional și totodată logica de partid după care se conduce Maia Sandu atunci când decide că alegerile anticipate trebuie să aibă loc cât mai repede pentru a putea obține pentru a putea transfera capitalul electoral politic colectat în timpul prezidențialelor. Deci în viziunea mea s-a apropiat de obiectivul pe care și l-a pus președintele Maia Sandu, dar totodată consider că situația este mult prea gravă pentru a pune la cale cumva jocuri de acest gen, chiar dacă înțeleg perfect care este logica politică a acțiunilor Maia Sandu și a partidului acesteia. Ceea ce este necesar la moment pentru Republica Moldova este un guvern anticriză și aici inclusiv am văzut parteneri din fostul bloc acum, platforma DA, care s-au autopropus în calitate de, să spunem, bazin de resurse umane pentru un eventual guvern anticriză. Deci există soluții pentru a crea un guvern care ar putea pregăti țara pentru alegeri anticipate, evident, cât mai devreme posibil, dar nu cu riscul de a agrava criza economică, pandemică și, evident, cea politică. Deci, pe lângă scopurile politice, constrângerile constituționale, trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă în țară la moment și cum asta afectează inclusiv cetățeanul de rând. Da, trebuie să menționăm de fapt că astăzi, așa cum spuneam la începutul acestei ediții, în timpul în care Natalia Gavriliță își prezenta echipa și programul de guvernare în plenul Parlamentului, iată că a venit președintele Partidului Socialiștilor și a anunțat că de fapt vrea să înainteze șefului statului un candidat propus de socialiști. Este vorba despre Mariana Durleșteanu și vreau să ne ziceți dacă și aici este la mijloc un joc doar. Asistăm la un joc. Bine, aici mai degrabă este o altă propunere, o altă ieșire din situație, din problemele care noi ne aflăm, pentru că da, s-a menționat faptul că, din păcate, politicienii, unii politicieni, reiesă din interesele a partidelor. Dar noi trebuie să ne gândim că doamna Maia Sandu este președintele Republicii Moldova și, în primul rând, trebuie să gândească la țară. Fix așa, de fapt, ar fi dorit ca fiecare deputat, fiecare politician să gândească anume la consecințele, pentru că dacă ele vor fi foarte grave, nimeni nu va putea rezolva aceste probleme. De ce? Evident, este necesar de a propune un alt candidat care este mai pregătit, are un CV cu mai mare experiență. Astăzi noi am văzut, deja, dacă nu greșesc, posibilitate de 3 candidați. Da? Este vorba despre doamna Durleșteanu, domnul Candu a vorbit că probabil vor înainta un candidat și domnul Andrei Năstase. Da, de ce au propus pentru guvernul minoritar? Adică, adică sunt câteva candidaturi pe care guvernul și cetățenii pot să analizeze dacă ei vor putea să scoată țara din această criză sau să măcar să mențină o stabilitate. Pentru ce nu îmi trebuie această stabilitate? Pentru ce nu îmi trebuie
acest guvern. Și nu trebuie să ne aruncăm în anticipate, pentru că în timp de război, nicio țară, nicio institut internațional nu duce nicio convorbire cu o țară în care este război. Război asta înseamnă alegeri anticipate, asta înseamnă lipsa guvernului, asta înseamnă necolaborarea între instituțiile de stat. Cu astfel de stat, niciun stat nu va avea o colaborare. De ce noi nu vom primi credite, nu vom primi ajutor? De fapt, această experiență o avem deja în ultimii ani. Practic, asistăm la un asemenea, o asemenea ceartă, de fapt, ce se petrece în plenul Parlamentului și nu se ajunge la o concluzie. Este o catastrofă, de fapt, pentru Republica Moldova. Și de ce? Evident, e foarte bine că cineva din politicieni, nu contează ce formațiune, să vină cu o echipă destul de pregătită, cu un program în care va fi stipulat, de exemplu, nu pur și simplu niște declarații politice, nu un program electoral noi avem nevoie, dar un program de guvernare în care va fi indicat timp, bani, de unde vor veni acești bani și pe ce acești bani vor fi cheltuiți. Dar de ce nu a fost formată această majoritate parlamentară atunci, la sfârșitul anului, și să fie înaintat un candidat pentru funcția de prim-ministru, chiar și același Ion Chicu? Pentru că mai mulți politicieni, de fapt, au promis, da, sau au mers după această idee anticipată. Adică, de fapt, opoziția a încercat să împună cetățenilor această formalitate de a rezolva această criză politică și ceilalți politicieni, mulți chiar și din partea socialiștilor și din partea unii democrați, unii susținători partidului, da, au susținut această posibilitate de alegeri anticipate, care de fapt nu rezolvă absolut problema cu care noi ne confruntăm. De ce? Mai mult ca atât, mulți din opoziție au așteptat o chemare din partea partidului PAS la discuții. Da? Și au vorbit acest lucru chiar și astăzi în declarație. Chiar și domnul Țicu. Adică, practic, convorbire cu opoziție care au susținut-o pe doamna Maia Sandu la prezidențiale nu a fost. De ce? Practic, acum noi vedem că PAS-ul a rămas singur. Bine, singur să lupte cu această problemă. Cum vedeți dumneavoastră? Asta întrebam, că de ce nu a fost formată atunci această majoritate parlamentară mai devreme? În condițiile în care s-a lucrat foarte bine atunci e greu când de presupus nu era una formală. Care au fost cauzele în situația în care acest parlament este compus din grupuri, hai să spunem așa, cu interese economice, oligarhice, de care vreți. Da? Grupuri cu interese pe care le apără cu atâta ardoare, numai nu interesele cetățenilor. Asta este știut. Și acest parlament, da, într-adevăr, este unul compus, format din elemente care au participat la jafuri, la jăfuirea acestui stat, la jaful bancar inclusiv, și sistem de pușcărie. Și din cauza asta fug de colo-colo și nu știu unde să se ascundă ca să nu merească la pușcărie. Este adevărat toată treaba asta, o cunoaște toată lumea. În același timp este o componență constituțională, un parlament constituțional și aici nu ai ce-i face. Această majoritate parlamentară, fie ea compusă din socialiști, dodoni, șor sau cine mai sunt acolo care sunt acum și nu știu cum să scape de pușcărie, ea este una constituțională și nu ai ce să-i faci. Este bine că s-a propus o candidatură bună. O cunosc pe doamna Mariana Durleșteanu, o cunosc foarte bine. Chiar odată era una din candidaturile pentru fostul nostru Partid Popular Creștin Democrat, când aveam ideea să o propunem la funcția de prim-ministru în anii 2009. Și am susținut-o, inclusiv o cunosc foarte bine din ceea ce a făcut ea în calitate de ambasador. Am fost chiar în calitatea mea de deputat în câteva delegații la Londra și am văzut de ce este în stare această doamnă. O cunosc foarte bine. Aș fi vrut ca un candidat ca Mariana Durleșteanu să nu fie susținută de o majoritate care o propus acolo. Așa. Eu, păi, nu asta voiam să întreb. Cum... Eu aș fi vrut ca ea să fie susținută de o majoritate pro-europeană, democratică și așa mai departe, pentru că Mariana Durleșteanu este în stare și este capabilă să ne deschidă ușile în exterior, să facă
contactii cu partenerii noștri sau să refacă contactele cu partenerii strategici ai Republicii Moldova. În calitatea ei de fost ministru, de om cu contacte, care a lucrat în structurile internaționale, o cunosc foarte bine, este foarte, foarte cu relații destul de bune în acest sens. Dar este cunoscut aici în țară, dar și peste hotarele țării, acolo hotare. De fapt unde și-a format o bună parte din activitatea nu mi-aș da seama reprezentativă. Cât de care sunt jocurile atât s-au făcut, că anume ea a fost cea care a fost propusă sau de majoritatea păi, dar, constituită. Dar trebuie să precizăm faptul că opoziția la fel nu a văzut, nu a venit cu anumite critici în adresa acestei candidaturi. Domnule Cenușa, dumneavoastră, eu nu știu cum cine poate să-i facă da, această candidatură să-i înaintată de majoritatea parlamentară? În primul rând, cred că merită să recunoaștem că atât PAS, Maia Sandu, cât și oponenților politici duc jocuri politice. Deci, cum ați menționat și dumneavoastră, majoritatea care s-a creat astăzi, pe neprins de veste, adică s-a formalizat din nou, cumva putea fi creată cu mult timp înainte, pentru a nu debusola cetățeanul. Aceste lucruri exact demonstrează că există foarte puțină încredere reciprocă între partidele politice care sunt reprezentante în Parlament, dar și totodată nu există o înțelegere, să spunem, constructivă, o relație constructivă dintre Parlament și instituția președintelui. Acum, dacă e să vorbim despre candidatura doamnei Durleșteanu, și aici Tomas Secreanu cumva m-a ajutat să ajung la o ipoteză pe care aș vrea să o lansez, bănuiesc că Igor Dodon este conștient de faptul că Maia Sandu la moment acumulează foarte multă credibilitate în exterior, și practic devine imaginea, cartea de business al Republicii Moldova. De aceea Dodon și susținătorii lui, aliații lui politici, au decis probabil că doamna Durleșteanu ar putea să reprezinte o competiție pe măsură, astfel ca într-un fel să existe o competiție între cele două instituții executive și respectiv să avem mai puțină atenție față de Maia Sandu și mai multe cumva colaborare cu guvernul. Pentru că la moment toată imaginea Republicii Moldova este în mâna Maia Sandu. Ea reprezintă țara, ea vorbește cu investitorii, ne amintim ce rezultate a avut la Paris, ea vorbește cu partenerii europeni și așa mai departe. Deci cred că doamna Durleșteanu nu doar este o candidatură apolitică, pentru că și ea a crescut în calitate de politician sau în calitate de factor de decizie în perioada comuniștilor, în perioada anilor 2000-2008. Deci nu cred că este o persoană care nu are nicio legătură politică în Republica Moldova, dar este adevărat că este extrem de influentă în mediul de afaceri din România și bănuiesc că prin acest intermediu ea s-a recomandat în calitate de un candidat bun pentru Republica Moldova în condițiile în care acum ne aflăm la o răscruce de crize, cea pandemică, cea economică și cea politică. Ați putea găsi un răspuns și la întrebarea pe care și-o pune de fapt opoziția, cum o are acceptat doamna Durleșteanu faptul să fie înaintată în funcția de prim-ministru de către partidul Șor și așa mai departe. Aveți un răspuns? Este extrem de dificil să vorbim în locul doamnei Durleșteanu, care nu a făcut deocamdată nicio declarație pe acest subiect. Una foarte scurtă, nici, că nu are nicio legătură cu niciun partid politic. Dar nici nu a fost politic. Propusă până la urmă de oficial. Nu a fost propusă de președintele statului. Ea nu este... Cu atât mai mult. De șeful statului nu, dar de majoritatea parlamentară. Doamna Durleșteanu are o experiență politică, păi da. De aceea nu a reușit să, într-adevăr să-și cumva să-și promoveze propria candidatură. Doamna Mariana are, adică nu știm dacă va fi candidatul la funcția de premier, în situația în care încă nu a fost propusă, să nu se știe dacă va fi propusă, dacă
șeful statului a anunțat deja că intenționează să o înainteze, să o propună din nou pe doamna Gavriliță. Așa că doamna Durleșteanu deocamdată rămâne candidatura exclusiv a majorității formate astăzi în Parlament, dar nu este o candidatură oficială deocamdată. Așa cum nu știm ce va face doamna Maia Sandu. Nu știm dacă acel document de formalizare a majorității parlamentare din plenul Parlamentului a fost înaintat și a ajuns înainte de declarațiile Maia Sandu, dar aș vrea un pic să facem un film al evenimentelor ce s-a întâmplat astăzi în plenul Parlamentului, pentru că s-au întâmplat mai multe lucruri și au avut loc paralel, ca și telespectatorii să înțeleagă de fapt ce se întâmplă. Noi am fost cei probabil care am urmărit ședința Parlamentului, am urmărit declarațiile politicienilor în mare parte, dar mulți dintre oamenii care ne privesc la această oră, cel mai probabil nu știu ce s-a întâmplat, dar totul l-a derulat în felul următor. Doamna Gavriliță și-a prezentat echipa și planul de guvernare, nu a primit niciun vot din partea deputaților, deja ați menționat și dumneavoastră acest lucru. Ulterior, șeful statului a făcut consultări cu fracțiunile parlamentare, iar mai apoi a ieșit în cadrul unei conferințe, unui briefing de presă și a anunțat că o va înainta pentru a doua oară, repetat, pe doamna Natalia Gavriliță. Da, dar până la asta, deci s-a făcut majoritatea de 54 de deputați. Aici vreau să mai menționez încă un lucru. Majoritatea formată din 54 de deputați, deputații fracțiunii PSRM, deputații din Platforma pentru Moldova, inclusiv cei neafiliați Eugen Nichiforciuc, Vladimir Andronache și Alexandru Oleinic. Toți cei 54 și-au depus semnătura pentru a formaliza această majoritate parlamentară și a înainta acest candidat. Acum, după anunțul făcut de Maia Sandu, iată că Partidul Socialiștilor a venit deja cu o reacție la anunțul făcut de Maia Sandu și spune că decizia anunțată în această seară încalcă grav Constituția și hotărârile recente ale Curții Constituționale, care obligă președintele să desemneze candidatul propus de majoritatea parlamentară constituită. Totodată, președintele țării nu își poate permite să dea calificative subiective deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, nu își poate permite să o facă pe judecătorul. Asta este o mică parte din declarația făcută de socialiști și care anunță că vor ataca mâine la Curtea Constituțională decretul emis de președintele țării în această seară. Deci, între timp, a fost și un decret emis. A fost emis un decret, deci și PSRM mâine va ataca la Curtea Constituțională. Colegi, întrebarea este dacă ați putea să ne faceți o claritate. Este constituțional, este legal ce s-a întâmplat acum în aceste ore, în această după-amiază, de fapt? Da. Domnule Cianușă, vă rog. Da. Eu încercam să revin la subiectul cât de repede s-a acționat în aceeași zi, atât de către majoritatea formalizată, cât și de către oficiul președintelui. Noi am așteptat foarte mult timp ca să avem un candidat pentru funcția de premier, mai mult de o lună. Și acum, într-o zi, s-a reușit foarte multe. Deci, când există interes politic, partidele politice, actorii politici, instituțiile pot să se miște foarte repede. De aceea cred că există potențial pentru a ieși din criza politică. Acum, dacă este să revenim la constituționalitatea celor întâmplate, eu înțeleg care este intenția Maia Sandu, dar există hotărâri sau interpretări ale Constituției de către Curtea Constituțională, care spune foarte clar că majoritatea parlamentară și candidatura pe care o propune trebuie să fie acceptată de președinte. Acum, remarcile subiective ale președintelui legate de, nu știu, statutul anumitor deputați semnatari care au semnat participarea în majoritatea parlamentară nouă constituită, nu are nicio greutate juridică. Deci există interpretările Curții Constituționale și există cadrul constituțional în general. Președintele țării, care este o persoană ce crede în statul de drept, promovează statul de drept și așa mai departe, trebuie să se conducă în primul și în primul rând de ceea ce spune Curtea Constituțională, care interpretează legea supremă. Ați spus despre faptul că, uite, atunci când se vrea și sunt anumite interese, se acționează foarte repede pe diferite situații care
sunt așteptate de cetățenii Republicii Moldova astăzi, a cui interese au prevalat? De fapt, politicienii noștri, da, cum și s-a vorbit, în mare parte încearcă să apere interesele partidelor, da, sau propriile interese. Da. Din punctul meu de vedere, anume acest lucru noi am văzut. Pentru că chiar și până la emisiune, da, noi am discutat despre faptul că cea mai constructivă opoziție, de fapt, a fost în 2001-2009. Opoziția din, după 2009, de fapt, se lansa permanent în campanie electorale. Și pe 6 august, dacă nu greșesc, aceea hotărâre a Curții Constituționale tot a fost înaintată la inițiativa deputaților PAS. Noi vedem că unii deputații singuri își fac probleme, singuri nimeresc în capcanele lor, neavând o strategie de lungă durată. Asta și este problema, de fapt, a crizei politice. Mulți politicieni nu au o strategie de lungă durată, nu au un plan clar cum să ajungă la guvernare, cum să guverneze și cum să obțină rezultatele sau să îndeplinească promisiunile. Pentru că toată este problema în promisiuni. În campanie, iarăși mă repet, în campanie prezidențială s-a promis atâta că unii vor cât mai devreme alegeri anticipate. Pentru că știu foarte bine că cât mai departe vor fi alegeri anticipate, cât mai mult va fi dezamăgirea. Asta este un lucru logic în politologie și se întâmplă cu fiecare politician. De ce e evident, unii politicieni, și în, de exemplu, doamna Maia Sandu, în loc să apere interesele, bine, instituții prezidențiale sau interesele cetățenilor, încearcă să apere interesele a partidului, care s-a lansat în acest joc. Avea posibilitate altfel să iasă. Avea posibilitate să se consulte cu alte partide. Mai mult ca atât, avea posibilitate să vină cu un candidat, cu un candidat destul de experimentat, pe care nimeni nu se poate refuza. Acum toți vorbesc că candidatul socialiștilor este cu mult mai experimentat, mai bun decât doamna Gavriliță. Cu adevărat, dar cine a încurcat partidului PAS să ducă negocieri cu persoanele destul de cunoscute peste hotare, cu persoanele care au experiență, să vină cu un cabinet de miniștri destul de bun, puternic, independent, pentru că la noi s-a vorbit foarte mult de politizare. La momentul dat, noi vedem că aceste lucruri nu se întâmplă. Practic, toți sunt membri de partid, toți nu contează dacă are experiență sau posibilitate de a scoate, bine, vine cu un program destul de bun pentru țară. E, contează în mare parte doar dacă este membru partidului sau nu este membru partidului. Totuși, mie îmi pare că este aceste minciuni electorale care s-au propus cetățenilor continue. Au continuat aceste minciuni atunci când s-a înaintat candidatura doamnei Gavriliță. Pentru că, iarăși, sunt două diferite declarații din același partid. Înseamnă că cineva minte, sau doamna Gavriliță, că pentru dânsa asta e onoare și e cu adevărat, poate scoate țara din criză, sau doamna Maia Sandu, care zice că să nu votăm, să mergem la alegeri anticipate. Și fix așa cum se minte acum. Pentru că este o hotărâre a Curții Constituționale care trebuie să o respecte. Tot deputații PAS au înaintat această inițiativă. Și la inițiativa lor, Curtea Constituțională a venit cu o hotărâre care foarte clar a zis cum trebuie să procedeze. De fapt, după observațiile mele pe care le-am făcut până în acest moment și discuțiile în care le-am avut încă în acest platou, la acest subiect, mi s-a creat impresia că mai mult se aștepta ca guvernul Natalie Gavriliță să fie susținut în plenul Parlamentului. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Susținut de cine? Susținut de socialiști, de Pentru Moldova sau de alți deputați. Indiferent dacă era susținut, este îndoielnic că susține această susținere sau faptul că el ar fi fost susținut acest guvern. Indiferent de treaba asta, când propui un prim-ministru, o candidatură de prim-ministru, trebuie să te bați pentru ca acest guvern să ajungă să fie ales, să fie votat. La noi nu s-a făcut și din acest exercițiu nu cred că ea cumva i-a adăugat mai multe puncte în Maia Sandu, în tot ce dumneavoastră ei face. Nu cred că a câștigat cineva din treaba asta. Nu cred că a fost, în general, este corect pasul pe care s-a făcut imediat după alegerile prezidențiale,
că eu am ajuns președinte și hai imediat să facem alegerile anticipate. Da, eu sunt de acord. Acest Parlament este unul care sigur că trebuie să plece. Eu am argumentele mele în acest sens. Dar nu cu orice preț. În situația în care alegerile anticipate, în viziunea mea, alegerile anticipate sunt periculoase pentru Republica Moldova, pentru că majoritatea care va fi creată, eu am argumentele mele în calculele pe care le fac și le-am explicat de mai multe ori pe rețelele de socializare, există riscul ca în Republica Moldova să instaureze o altă majoritate parlamentară confortabilă, prorusească, care va avea deja două treimi din voturi pentru modificarea Constituției și asta este mai grav. Nu știu dacă cei de la președinție nu înțeleg acest lucru. Pentru că dacă doamna Maia Sandu mizează pe faptul că rezultatul care l-a obținut la președinție va fi identic cu rezultatul pentru PAS la viitoarele alegeri parlamentare, eu cred că cei care gândesc astfel se înșală pentru că situația este total diferită. Și atunci, sigur că, evident, trebuie să pornești de la realități. Este un parlament așa cum este acest parlament și trebuia să facă tot posibilul ca acest guvern pe care și-l dorește doamna Sandu să fie votat cu orice preț, cu anumite situații de compromis. Putea să facă compromisul. De ce Dodon trebuie să găsească o majoritate cu deputații independenți pe care i-am văzut în această listă de 54 de deputați ca să creeze o majoritate Dodon și Cușor și nu a insistat doamna Maia Sandu să facă această majoritate, să-l convingă pe cine este acolo, domnul Oleinic sau domnul nu știu care sau inclusiv deputații care au plecat Pro-Moldova sau Pentru Moldova sau cum se mai numesc ei. Partidul Democrat, dar la fel, cam puține. De ce trebuia majoritatea? Poftim? Măcar cu Andrei Năstase. Sau cu Andrei Năstase. Sau trebuia să poartă tratative. Asta este misiunea unui președinte. Nu trebuie să-și caute să promoveze acum interesele PAS, partidului său. Am fost președinte, o să luăm și majoritatea parlamentară, îmi pun guvernul, eu am ajuns președinte, trebuie să am totul la îndemână și atunci guvernez. Nu! Suntem așa cum suntem. Suntem o republică parlamentară, totuși. Și dacă ai ajuns președinte, președintele are niște atribuții restrânse, reduse cumva în Constituție. Am vorbit despre acest lucru. Nu poți. Elementul principal într-o republică parlamentară nu este președinte, este guvernul. Guvernul este cel care dictează, care vine cu programul. Din asta este. Am votat în 2000 modificările la Constituție și am transformat, am făcut acest, nu s-a dus până la capăt din republică prezidențială în republică parlamentară cu acest scop. Anumit cu acest scop. Din păcate se merge pe ideea că eu ajung președinte, nu am atribuții, dar uite, eu am să fac treabă. Nu prea merge chestia asta. Am nevoie de un guvern nou care să ieșim din această criză și din izolarea internațională în care am nimerit. Cunoaștem cauzele, nu avem timp acum să le discutăm pe toate. Până îl vom mai avea, încă cel mai probabil va mai trece ceva timp. Pentru asta era nevoie de foarte multă flexibilitate politică în calitate de președinte, ca să convingi o majoritate așa cum este ea. Trebuia să mergi la compromis cu o majoritate de compromis. Asta evident, ar fi fost o soluție. Era datoria șefului statului. Nu datoria lui Dodon și a lui Șorț să creeze majoritatea. Era datoria șefului statului ca din acest parlament. Asta ar fi fost, aș fi înțeles-o pe doamna Maia Sandu, că dorește schimbarea în Republica Moldova și nu numai promovarea PAS. Dar să faci opinia, un guvern pe care să-l susții cu orice preț în acest parlament. Și pe urmă vedem, nu iese, nu iese. Mergem la lege parlamentare, oricum o să ajungem acolo. Am înțeles, domnule Ceanușa, am văzut că ați fost de acord cu opinia domnului Secăreanu atunci când vorbea despre faptul că Maia Sandu vrea mai bine, dar s-ar putea să fie mai rău odată cu alegerile parlamentare anticipate. Sunt în totalitate de acord cu cele spuse de domnul Secăreanu. Logica prezidențialilor nu se repetă în cazul alegerilor parlamentare.
Știm cu toții bine că Maia Sandu a fost susținută inclusiv de Renato Usatăi, care nu este deloc, din punctul meu de vedere, o persoană, un politician care își dorește reforme și direcția politicii externe a Republicii Moldova să fie spre Uniunea Europeană. Deci eu am foarte multe suspiciuni legate de perspectivele pe care le poate avea viitorul Parlament. Dar înțeleg totodată care este situația în care se află președintele Maia Sandu, care a făcut promisiuni în cadrul alegerilor prezidențiale că va curăți Parlamentul. Deci ea are o legătură foarte puternică cu electoratul său și de fiecare dată încearcă să-și convingă electoratul că ceea ce spune, că ea realizează ceea ce promite. De aceea, ea este într-un fel în capcana propriilor promisiuni făcute electoratului și de aceea este cumva trece cu vederea alte riscuri care planează deasupra sa. Și aceste riscuri sunt în primul rând interpretările Constituției de către Curtea Constituțională și încă vom avea posibilitatea să discutăm în următoarele zile ce se va întâmpla. Și al doilea lucru este situația în care se află Republica Moldova. Electoratul este divizat. Noi nu putem vorbi despre o majoritate electorală pentru un anumit partid. Noi avem mai multe partide care împart diferite segmente ale electoratului și din acest motiv, într-adevăr, cum a menționat și colegul de platou, trebuie să se recurgă la dialog și trebuie să fie aplicată o gândire strategică pe 4-8 ani, un ciclu electoral, nu doar o zi, o lună sau un an. Și când vom începe să avem partide care gândesc în acest fel, pe termen lung, atunci probabil vom avea și alte decizii politice. Pentru că la moment, din punctul meu de vedere, se merge foarte mult pe sinergie și nu se ia în calcul specificul electoratul, nu se ia în calcul momentele legate de crearea precedentelor. Noi în continuare creăm precedente care după asta devin probleme pentru partidele care într-adevăr pot aduce beneficii cetățenilor, care pot promova reforme. Deci trebuie să încetăm cu crearea precedentelor și trebuie să ne focusăm pe o gândire pe termen lung. Dar totuși este foarte straniu că până la sfârșitul anului trecut, de exemplu, aproximativ toate fracțiunile parlamentare menționau că își doresc alegeri parlamentare anticipate și că acest lucru trebuie să se întâmple. Deputații, Parlamentul nu mai este reprezentativ pentru cetățeni. Credeți că își dorește cineva alegerile anticipate? Asta vreau să întreb. Toți acum, vor să rămână în Parlament. Nu este adevărat. Ei toți acum, deci, eu nu-i cine cred. Își dorește? Nimeni nu-și dorește. Cine dorește să plece din Parlament? Acum, la jumătate de mandat, noastră îi credeți pe ăștia? Eu nu-i cred nici pe ăștia din PAS. Ăsta e joc. Ăsta este joc și bătaie de joc față de alegători. Pentru că toți vor să rămână în continuare și ar saluta orice guvern, numai să-l voteze cineva. Asta este grav de tot. Inclusiv cei de la PPDA, inclusiv independenții, inclusiv cu atât mai mult ăștia care sunt majoritari. Când nu ne așteaptă nimic bun. În primul rând, pentru ei sunt alții. Deja, deși să-l cred eu pe cine a vorbit azi acolo, când el știe el și eu știu că el nu va mai fi niciodată în Parlament. Asta înseamnă că îi trebuie să-i rupi acum, să-i reduci 2 ani de ședere degeaba în Parlament cu salariu gras de deputat. Cine merge la treaba asta? Nu cred, eu nu cred în sinceritatea celor care ies acum și fac conferințe de presă la Parlament. Nimeni nu dorește alegeri anticipate. Asta o știi foarte bine, cred că și Maia Sandu, de ce e faci și partidele extraparlamentare. Ce ține de anticipate? Da? Eu înțeleg că foarte mulți, așa zicem, nu le place acest parlament. Și de ce eu totuși consider că diplomația, da, și maturitatea politică sau și cultura politică poate salva Republica Moldova de această criză politică, dar nu anticipate. În caz de anticipate, practic și ultimul sondaj arată că în Parlament vor trece 4 partide. Partidul PAS, Partidul Socialiștilor, Partidul Șor și Partidul Nostru. Exact. Cine cu cine va face majoritate să formeze următorul guvern? Sau cineva iarăși va ieși, va zice că eu nu pot, că n-am cu cine, că iar trebuie să mergem la anticipate și noi din 2014, da, că noi am discutat până la emisiune, din 2014 noi nu ieșim din alegeri.
sau parlamentare, sau prezidențiale, sau locale, sau anticipate, sau... Fiecare an noi avem alegeri. Fiecare an țările vicine, țările europene, țările dezvoltate ne văd pe noi schimbată. Că noi suntem în campanie. N-au cu cine discuta, n-au cu cine face relații. Pentru că, iarăși repet, în tip de război nimeni nu duce tratative. Până când noi singuri nu vom crește și nu vom avea o maturitate politică, nimic cu noi n-a vrea să discute. De ce politicienii trebuie acum să lese toate aceste orgoliile, toate interesele, proprii interese de partide, de propriul rating. Eu înțeleg că cineva vrea pe acest val de capital politic care l-a obținut la prezidențiale să obțină și dividende politice la parlamentare. Dar niciun partid nu va avea o majoritate de plină, 51 de deputați. De ce trebuie să așeze la masă, să discute ce pot face bine cu acest parlament care practic nefuncțional, cu acești miniștri, cu acest președinte, cum pot stopeze această criză în care noi ne aflăm, pentru că dacă și încă în acest an nu vom rezolva această problemă, nu vom avea guvern, este tot posibil că noi din această criză nu vom ieși încă 10 de ani. Am înțeles. Este un procent anumit de alegători care au votat la prezidențiale nu doar de dragul candidatului, care a fost și a ajuns președinte, da? Dar a votat pentru ca să nu mai fie președinte, să zicem, Dodon, cel care a fost. Inclusiv eu am votat în felul ăsta. Nu aveam, pentru că nu sunt de stânga cum sunt ambii, și Dodon și Maia Sandu. Eu sunt de dreapta, sunt conservator, sunt creștin-democrat. Dar am viziune de felul ăsta. Dar în situația asta există procentul mare de alegători care nu poate să accepte nicio majoritate a lui Dodon și nu este nici de orientare de stânga neomarxistă, cum este partidul PAS și președintele Maia Sandu. Și atunci ce face omul ăsta? Ce face, să zicem, cei care acum ieri au asistat și au văzut cum l-au scos pe istoricul Vlad, cum îi spune, Mischievca din componența heraldică. Comisiei de heraldică sau pe nu știu care, unul ca Colminski ajunge șef sau reprezentant, membru al Comisiei pentru Securitatea Statului, cum se cheamă ea, pe lângă președinție. În situația asta, eu îmi pun întrebarea care este deosebirea dintre cei doi poli, Dodon și Maia Sandu. Da? Eu nu pot să accept ca să un președinte pe care l-a votat, inclusiv eu care l-a votat, să ajung să-l dea afară dintr-o componență a unei comisii istorice de heraldică pe un istoric și un intelectual ca Vlad Mischievca. Dacă a făcut-o Maia Sandu chestia asta, nu știu cu ce scop a făcut-o. Asta înseamnă că ea nu reprezintă ceea ce reprezintă, ce înseamnă intelectualitatea acestui stat și cei care au stat la baza fondării statului Republica Moldova, unul care a fost și a făcut stema Republicii, a participat la acest concurs, la această activitate deloc ușoară, istorică, dacă vreți să spuneți, de rând cu drapelul, cu limba și așa mai departe. Decizii luate la nivel parlamentar, nu știm, la nivel prezidențial, o argumentare, dacă ea este pentru că a intrat în funcții și vorbește de o anumită atitudine a noi președinte în situația asta, pentru că câte procente s-au luat? O bună parte din cetățeni sunt dezamăgiți din cauza că și-au dat votul, dar uite pentru ce s-au dat votul. Până la urmă rămâi dezamăgit în situația în care tu propui o candidatură la funcție de premier și spui că nu-l votezi. Dar nu este bine așa ceva, pentru că nu este corect această mișcare, este joc. Dar, domnule Ceneș, această luptă se duce totuși între Maia Sandu și Igor Dodon? Da, exact. Cred că despre asta vorbim. Sunt două poluri care se respingă și ceea ce am văzut în Parlament, modul cum vorbeau socialiștii cu reprezentanții cabinetului propus, dar și modul cum răspundeau cei care făceau parte din cabinetul propus al Nataliei Gavriliță. Mi s-a părut exact o toxicitate în modul cum vorbeau, cum răspundeau la întrebări. Nu exista niciun fel de interes de a
de a interacționa în mod civilizat între două partide politice care sunt reprezentate în Parlament și care, pentru care sau pentru candidații cărora s-a votat la alegerile prezidențiale. Deci atât pentru Dodon cât și pentru Maia Sandu, oamenii au votat. Deci unul a câștigat, dar pentru ambii au votat. Deci există legitimitate care cumva este împărțită între cei doi și de aceea nu putem ignora cetățenii care votează pentru Partidul Socialiștilor. Eu cred că Maia Sandu trebuie să acționeze în direcția atragerii noilor votanți și atragerii forțelor pro-reformă, astfel ca agenda acesteia să se implementeze, nu prin crearea unor noi diviziuni. De aceea, cred că ideea unui guvern anticriză, indiferent de cine este condus acesta, cel mai bine de către un tehnocrat, specialist, expert în domeniile necesare, ar fi o idee mai bună pentru a pregăti țara pentru viitoarele anticipate și totodată pentru a căuta soluții la moment pentru a depăși criza economică și cea pandemică. Bine, vreau să ne referim un pic și la această majoritate parlamentară care a fost astăzi creată. De fapt, ne amintim declarațiile făcute atât de liderul Partidului Socialiștilor cât și de deputații acestei formațiuni că nu vor face niciun fel de coaliție și nu vor avea discuții, nu se vor așeza la masa de negocieri cu reprezentanții Partidului Șor sau platformei pentru Moldova. Am văzut că acest lucru s-a întâmplat totuși azi. Poate este vorba despre un compromis, dar când au avut loc aceste discuții, pentru că bănuiesc că Maia Sandu i-a trebuit o lună ca să înainteze candidatul Natalia Gavriliță pentru funcția de prim-ministru. Atunci, majoritatea parlamentară, în cât timp au luat această decizie ca astăzi să vină în plenul Parlamentului și să anunțe despre candidatura Partidului Socialiștilor sau a majorității deja create? De fapt, știți, pentru orice politician e greșeală să declari că nu vei discuta cu cineva, nu contează, îți place această formațiune, nu îți place această formațiune. De fapt, asta și este problema Republicii Moldova. Că, practic, toate formațiunile politice în campanie electorală, se află permanent în campanie electorală și reciproc își acuză unul pe altul. Aceste acuzații nu permit mai departe să ducă un dialog constructiv. Acest lucru noi am văzut, apropo, și în 2019, doar cu implicarea forțelor străine, da, noi am văzut o încercare de dialog care a ajuns la o majoritate parlamentară. De aceea, iarăși mă repet, pentru un politician este o greșeală să declari că nu vei discuta. Pentru că în momentul când este nevoie, da, cum și s-a vorbit, de înaintat un guvern anticriză, un guvern tehnocrat, este nevoie să negociezi. Și chiar și acum, în ziua de azi, doamna Maia Sandu chiar poate iarăși să negocieze cu aceste partide politice. Să înainteze unii miniștri, unii candidați, poate are o candidatură pentru o funcție de ministru foarte bună, care, de exemplu, până când încă nu a fost înaintată. De ce? Pentru că Republica Moldova are nevoie de rezolvarea problemelor. Când acești politicieni vor ieși din interes a statului, atunci vor avea de câștigat absolut toți. Și Partidul Socialiștilor, și Partidul PAS, și doamna Maia Sandu, și domnul Dodon, și ceilalți care vor veni cu unele soluții de a rezolvare probleme. În momentul când acest joc politic va continua, evident vor pierde toți. La momentul dat, această majoritate, cât n-ar fi criticată, dar anume această majoritate a venit cu o soluție, cu o soluție destul de argumentată, cu un candidat care nici opoziție nu poate să-l critique. Absolut, în Republica Moldova nu este un politician din Parlament care poate să critique această candidatură. Acest lucru totuși arată ceva, pentru că arată, în primul rând, că unii politicieni uită atunci când promit că fiind la guvernare deja sau în funcție de președinte, trebuie să ții cont de promisiunile, să rezolve aceste promisiuni, să nu uiți de ce ai spus în campanie electorală. E ca chiar și domnul Secreanu zice, adică pentru că Maia Sandu a venit cu un mesaj destul de clar, da? Reforma justiției, depolitizarea tuturor instituțiilor și chiar în prima zi noi vedem că comisia de securitate e formată doar din membri sau din susținătorii PAS. Vedem că
tot guvernul care a venit în Parlament este din membrii PAS sau din susținătorii PAS. Adică nici nu s-a discutat cu proprii colegi care au mers împreună în 2019. Totuși este un semnal pentru electorat. Și electoratul poate foarte repede să se dezamăgească. De ce? Politicienii mie îmi pare că atunci când vorbesc de anticipate, trebuie să se gândească la imagine pe care ei o au și pe care cetățenii vor vedea, pentru că încrederea în politicieni, în ziua de azi, este foarte mică. Și, de fapt, pot să zic că nu crește cu un politician sau a doilea politician. De fapt, scade încrederea sau într-un politician sau în altul. Bine, domnule Secărean, care este imaginea atunci, în acest moment, a celor politicieni care declarau suscitare că nu au nevoie, da, noi cea mai puternică fracțiune din Parlament, dar nu vom face niciodată o coaliție cu, doar cu PAS, la fel, la acest nivel de discuții se limitau cu cei din acum, din blocul acum? Nu știu, cei din blocul acum, ei n-au fost în stare să se mențină împreună acum, dacă se mențineau împreună, puteau să mai sperie cumva să-i adune și pe ceilalți, dacă nu există această relație, barem între PAS și PPDA, ca să poți crea o majoritate de care și-au dorit oamenii. Dar eu cred că inflexibilitatea politică, de care dau dovadă politicienii și, în primul rând, președintele Republicii Moldova, inclusiv doamna Maia Sandu, cred că duce la consolidarea stângii prorusește Republica Moldova. Ceea ce a făcut doamna Maia Sandu prin propunerea și prin gestul de a înainta candidatura respectivă și a nu o vota, a nu o susține propriul ei partid, îl consolidează pe Dodon, pe Șor și pe cei de la Pentru Moldova. Așa cum s-a întâmplat în 2019, când trebuia să meargă, indiferent cât îl dezacrezi tu pe Plahotniuc ori pe cine, nu trebuia să faci majoritatea cu Dodon, dar trebuia să mergi cu ăștia, cu Partidul Democrat, să faci o majoritate democratică. Exact așa trebuia să procedeze și acum. Prin gestul, prin inflexibilitatea pe care dă dovadă, se consolidează Dodon și Șor. Nu scoatem din Parlament. Am ajuns, de fapt, la etapa concluziilor de final a acestei ediții, dar vreau să precizez și să amintesc, de fapt, despre faptul că Platforma Demnitate și Adevăr a anunțat astăzi că își asumă guvernarea pentru a forma un guvern minoritar, deci pe care urma să-l conducă sau l-au pus în fruntea acestui guvern pe Andrei Năstase. Așadar, nu știu dacă are șansă să fie desemnat în situația când deja avem, da, deci, avem nu știu, o desemnare repetată. În acest moment ar fi trei guverne. Guvernul înaintat, candidatul înaintat de Maia Sandu, Natalia Gavriliță, guvernul înaintat de majoritatea parlamentară și guvernul minoritar care este propus cumva de Platforma Demnitate. Mai este încă unul, eu l-am în minte. Îl aveți în minte. Da. Domnule Cenușă, o concluzie, cu ce guvern vom rămâne și la ce să ne mai așteptăm în continuare? Eu sper foarte mult că Curtea Constituțională va demonstra încă o dată că este o instituție apolitică și va lua decizia în baza Constituției, de aceea bănuiesc că va fi candidatul propus de către socialiști, dar totodată dacă autoritățile, mai mă refer la actorii politici din Republica Moldova, nu sunt capabili să ajungă la un numitor comun de sine stătător, atunci voi repeta încă o dată o idee pe care am menționat-o de multe ori. Avem un scenariu georgian, avem modelul georgian unde actorii externi, Uniunea Europeană, SUA, de mai multe ori au ajutat partidele politice să ajungă la un compromis. Dacă nu pot cei din Republica Moldova să se descurce în propriile probleme, atunci cred că este rolul Uniunii Europene, delegația UE și a Statelor Unite să vină cu mediere politică, astfel ca să putem găsi o soluție politică viabilă la criza în care ne aflăm acum. Am înțeles, mulțumesc tare mult, domnule Lisnevski. Sunt trei candidați, așa cum am menționat, foarte scurt, care ar trebui să înaintăm? Dacă să ne conducem după logică și de faptul că ne aflăm într-o criză economică și pandemică, evident că Curtea Constituțională va veni cu o decizie, iarăși repetată, aceea din 2020, și va fi înaintat doamna Durlișteanu, adică un candidat. Mulțumesc și
Domnul Secereanu, eu sper al patrulea totul. Candidat despre al care vorbeați, care este? Pe care mi-l doresc eu, dar nu guvernul și candidatul, dar nu-l spun, nu-l emit acum, în situația în care deja s-au anunțat atâtea candidaturi. Nu știu dacă domnul Năstase are șansă în situația în care este doamna Durleșteanu din partea acestei majorități. Să vedem ce va spune Curtea Constituțională. Este foarte important ca tot ce se face să fie în câmpul constituțional și atunci totul va fi bine. Eu am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare în cadrul acestei ediții și explicațiile care au fost făcute aici. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi. Eu vă aștept marți tot aici la aceeași oră. Nu ratați știrile de la ora 21. O seară minunată vă doresc. Numai bine!